Suntem din nou împreună la Iluzii Prejudecăți Perspective. Așa cum m-am obișnuit, la această emisiune avem numai invitat de excepție. Invitatul meu din această emisiune are un CV impresionant. Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Filozofie din București, Universitatea București. Este prorector Universității din București pe relații internaționale. Este și consilier pe probleme de educație și cercetare al premierului Câțu. Este vorba despre domnul Sorin Costrel. Bine ai venit, Sorin! Mă bucur! Sorin, hai să începem așa, brusc. Brusc în forță. Da. Există mai multe modalități de cunoaștere a lumii, nu? Cunoaștere religioasă, cunoaștere științifică, cunoaștere metaforică. Filosofia cam pe unde se situează? În cunoaștere filozofică. Deci, și unde nici acolo nu e unitară. Că și aici putem să vorbim de mai multe feluri de cunoaștere. Da, apropo de mai multe tipuri de cunoaștere, e clar, plecând și despre la specializările tale, tu ești specializat pe... Filosofia analitică. Filosofia analitică, nu filosofia limbajului, filosofia matematicii, logică filosofică, nu? Și sunt foarte multe discipline filosofice, de fapt. Vorbeai la un moment dat, Sorin, și într-o emisiune anterioară, cu ceva timp în urmă, când ai fost la emisiune la Iluzii Prejudecăți Perspective, despre faptul că ne-ar lipsi două chestiuni importante nouă românilor, într-o oarecare măsură, românilor în general, nu fără să exagerez. E vorba de gândirea critică și gândirea pe termen lung. Oare chiar așa să stăm prost la aceste două capitole? Așa e, îmi mențin opinia. Deci, într-adevăr, am avut privilegiu să fiu acum câțiva ani invitat și am avut atunci, mi-aduc aminte, o discuție foarte interesantă. Și da, n-aș spune că excelăm la aceste două lucruri. Nici la gândire critică și nici la gândirea aceasta strategică pe termen lung în care și la nivel individual ne planificăm viața, pur și simplu. Ne punem niște țeluri. Sau la nivel colectiv. Deci, cumva, după părerea mea și cum văd lucrurile, suntem încă în bătaia vântului. Adică, știți, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie, ne dăm după vremuri, lucruri de tipul ăsta. Ori aici trebuie un pic de încăpățânare, a spune un pic de autism, să dai vremurile după tine. Adică îmi propun să fac asta. Bineînțeles, dacă lucrurile se întâmplă fundamental, cum a fost această criză pandemică. Normal, te reajustezi, că altfel pieri. Dar, pe de altă parte, nu poți să treci prin viață, pur și simplu, la un stadiu acesta de animalitate, haide să supraviețuim. Nu, haide să vedem ce putem face, ce vrem noi să facem. Repet, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Bun, vorbeai despre gândirea critică, da? Așa, pe scurt, ce ar însemna gândire critică? Foarte pe scurt, da. Ar însemna trei lucruri. În primul rând, gândirea critică acum este o disciplină. E o disciplină academică, sunt manuale de gândire critică, cursuri de gândire critică, chiar cursuri direcționate. Deci sunt cursuri pentru medici, sunt cursuri pentru antreprenori. Deci, pe lângă cursurile generale de gândire critică. Eu n-aș merge pe lucrul ăsta. Gândirea critică, în al doilea rând, este o abilitate. Știți că se vorbește de un anumit tip de gândire etică sau, de exemplu, de capacitatea de a lucra în echipă sau aceste soft skills. Gândirea critică este unul dintre ele și una dintre cele mai importante. Dar nici acest lucru nu cred că e poate cel mai important din ceea ce înseamnă gândirea critică. După mine, cel mai important ce e gândirea critică este o atitudine mentală. Și asta ar fi al treilea lucru. Este un mod de a te raporta la lume. De a nu, dacă vreți, în termeni gastronomici, de a nu încurgita imediat ceea ce prinzi. De a amesteca, de a vedea, de a te întreba critic, că de asta și vine în denumirea de gândire critică, oare lucrurile stau chiar așa? Adică de a avea acest gând al gândului, de a avea această dimensiune metacognitivă în care să ne gândim permanent cum ne gândim. Și atunci, prin această introspecție
reflexivă, normal că ne îmbunătățim gândul, ne îmbunătățim strategia de viață, legând de ceea ce spuneai mai devreme, și în genere ne raportăm mai bine și la noi și la semenii noștri și ne înșurubăm mai bine și în societate și în propria viață. Deci, după mine, gândirea critică e crucială. În absența unei pregătiri logice, poate funcționa gândirea critică? Da, da. Culmea, eu am întâlnit logicieni de renume care făceau ca noi toți greșeli clasice de gândire critică, acele fallacies sau sofisme, cum se traduc la noi. De asta nu suntem scutiți, cum să spun, niciunul dintre noi, indiferent dacă suntem oameni de știință sau artiști sau logicieni sau... face parte din omenescul din noi. De aceea, pentru că noi, da, ne gândim. În care gândirea e un concept foarte general. E acel flux al conștiinței. Știți? Gânduri, unde aici ar însemna lucruri articulate, emoții, amintiri, lucruri de tipul ăsta. Dar foarte rar avem această gândire a gândirii. Indiferent dacă suntem logicieni sau nu. Adică pot să am un logician care normal că este antrenat, logica fiind știința gândirii, îndeale gândirii. Dar dacă tu nu te gândești cum te gândești, pici ca toți ceilalți în toate capcanele, în toate sofismele pe care le cunoaștem sau chiar le descoperim. Deci, bun, logica te ajută, gândirea științifică te ajută, matematica, dar nu te face imun. Toți suntem oameni și mai ales aici este, cum o văd eu, sunt două fețe ale aceleiași monezi. Am pe de o parte gândirea critică, rațională, analitică, logică, de care spuneai, și pe de cealaltă parte am gestionarea emoțiilor. Eu ca să gândesc critic, trebuie să-mi gestionez emotivitatea. Ca să-mi gestionez emotivitatea, trebuie să gândesc logic, analitic, critic. Deci cumva e un cerc vicios și cele două se susțin. În clipa în care emotivitatea mă copleșește, pot să fiu cel mai tare logician din lume, cel mai tare matematician, șahist. Mă rog, oamenii care au o putere de calcul mental, să spunem, formidabilă, omenescul din mine mă face să pic în greșeli simple. Dar cred că e valabil și dacă emoțiile dispar și suntem puși în situația de a lua decizii numai pe cale rațională, în absența emoțiilor, iarăși foarte multe dintre decizii sunt eronate. De pildă, decizia ești undeva pe munte, decizia de a avea sau nu încredere într-o persoană, tu fiind într-o situație dificilă. S-a constatat că în absența emoțiilor, totuși gândirea funcționează cam aiurea. Da. Deci e o colaborare între ele. Deci clar. Emoțiile fac parte din noi. Asta e un prim care nu putem să spunem noi suntem perfect rațional, suntem perfect neemotivi. Nu. Asta e o mare aberație. Poate cel mai irațional lucru este să spui că ești perfect rațional. Noi trebuie să facem cum sunt acum, sunt cărți și la noi traduse. De exemplu, Damasio, cu eroarea lui Descartes, în care spune că noi suntem un conglomerat de rațiune și emoții. Permanent. Uneori suntem mai emotivi, uneori suntem mai raționali, dar așa este. Iar gândirea critică este critică când luăm decizii. Acolo noi trebuie să zăbovim și să punem argumente pro și contra. Deci, simplu spus, dacă vreți, gândirea critică pusă la treabă este să ne gândim un pic când luăm o decizie, indiferent ce decizie. Putem să luăm o decizie dacă mâncăm sau nu înghețat. E bună, nu e bună, o să mă doare gâtul, îmi face bine la dietă, lucruri de tipul ăsta. Sau decizii mult mai grele. Mă angajez acolo, mă căsătoresc, fac un copil, lucruri cruciale într-o viață. Noi trebuie să avem această abilitate, acest antrenament. În definitiv, și creierul nostru, ca orice alt organ, trebuie antrenat. Iar unul din antrenamentele lui cruciale este această gândire critică, această dilematică așezare cu argumente pro și contra. Și atunci să le analizez și în cunoștință de cauză să iau hotărârea. De exemplu, cum spuneai pe munte, acolo fiind singuri, mai având pe cineva, suntem tentați
să ne oferim capitalul de încredere necondiționat către acea persoană. Pentru că e singura. Nu prea avem opțiuni și nici nu stăm să ne gândim. Să o judecăm din semne. Dom'le, îmi face rău, nu-mi face rău, știe sau nu știe, lucruri de tipul ăsta. Deci, într-adevăr, acelea sunt contexte extraordinare în care chiar dacă emotivitatea nu se exprimă, să spun așa, debordant, adică am pulsul mărit, mă roșesc, astea sunt semne clare că sunt un imperiu al emoțiilor și al hormonilor, spunem așa, ea tot e acolo. Adică eu pot să fiu, de exemplu, un tip foarte introvertit. Dar în interiorul meu, spațiul meu să fie cât se poate de emoțional și nu să fie unul rațional. Ori, ce trebuie să facem aici, ne trebuie această bună detașare cognitivă de problema în cauză și să o judecăm sub toate aspecte. De aceea, gândirea critică este la ea acasă în filozofie. Că știi foarte bine. Noi în filozofie asta facem. Da, știu. Despicăm firul în 14. Asta facem și acum. Despicăm gândirea critică în 14. Îndoiala pe unde se situează? Îndoiala aici este crucială. Dar îndoiala este acel antidot epistemic pe care trebuie să-l înghițim pentru a nu înghiți lucrurile pe nemestecate. Adică, și asta este moștenire socratică. Deci toată lumea poate se gândește la Descartes. Da, cu dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Nu, dar Socrate ne-a spus foarte bine. Știu că nu știu nimic. Deci asta e baza de la care trebuie să plec. Această, acum este un fel de curent în Occident, se numește intellectual humility. Deci un fel de smerenie epistemică, aș traduce eu. De ce? Și e foarte simplu. Dacă tu nu te pleci cu smerenia cuverită, la noi e un pic colorat religios, dar dacă scoatem conotația religioasă, este exact ce trebuie. Adică trebuie să dai credit la tot. Că sunt persoane, că sunt și să nu vii cu infatuare să crezi eu știu. Nu. Pornim de la Socraticul, eu știu că nu știu nimic. Și atunci cercetezi. Ai acea bună plecare asupra problemei, asupra persoanei. De ce? Că un ego umflat îți blochează pur și simplu capacitatea de a lua bune decizii, de a judeca, de a pune acele argumente pro și contra în balanță. Și pentru asta e nevoie de smerenie epistemică. Deci să ne aplecăm cu grație asupra unei probleme și să ne uităm cu atenție asupra ei. Chiar la Mark Twain am citit, spunea tipul ce, domnule, am dat un interviu și ce m-am bucurat foarte mult că am putut să răspund la întrebare. Am spus, nu știu. Da. Când nu știi, nu știi. Aici ai pus degetul pe o mare rană. Și ea este exact pandantul la ce spuneam și mergem mână în mână. De câte ori nu s-a întâmplat, de exemplu, mergem pe stradă și întrebăm unde este farmacia nu știu care. Foarte rar. Dar, din experiență, spun, foarte rar mi se spune nu știu. De profesor nu mai știu. Nu mai zic. Parcă nu este în inventarul lor semantic acest nu știu. Este foarte normal. Nu este o rușine națională. Îți arăți limitele. Nu e rușinos să spui că nu știu. Altfel, pe stradă, când întreb unde este farmacia XYZ, mai degrabă îți pune și te trimite, mai știu eu pe unde, în bălării, ca să vorbesc academic, decât să spună simplu, domnule, nu știu, uite, mai întreabă pe celălalt trecător, că poate știe el mai bine. Nu. E un fel de rușine națională să spui că nu știu. Dar ce rușinos am spune că nu știu? E rușinos doar în clipa în care știi foarte puțin. Pentru că asta este un paradox foarte interesant psihologic. Donald König, cred că se numește. Pe măsură ce știi mai multe, îți dai seama că știi cât de puțin știi. Și invers. Cu cât ești mai semidoct, deci cu cât știi mai puține, ți se pare că știi mai mult. Deci unul nu e nicio rușine să spun nu știu. Iar
mari oameni poate sunt cei mai benevolenți cu neștiința, pentru că ei știu foarte multe, dar își dau seama cât de multe mai sunt de cunoscut. Pentru că pe măsură ce ori înaintezi în orizontul cunoașterii, îți dai seama câte lucruri mai sunt de găsit, de explicat, de învățat. Aici cred că mai apare o problemă existentă la ora actuală în România, nu știu cum o fi pe afară, și elevii bănuiesc că și studenții pleacă de la premisa, elevii de pildă, nu? Manualul de biologie. S-a spus tot ce trebuia despre biologie, cunoașterea biologică este epuizată. Manualul de matematică. S-a epuizat cunoașterea matematică. Manualul de nu știu ce naiba. S-a, în condițiile în care aproape totul este de luat de la început. Totuși. Da. Cei mai mulți judecăm, luăm apropo de faptul că profesorul nu spune că nu știu, foarte puțin profesor spun nu știu, nu? Unui elev, nu? Că li se pare că este absolut aiurea când ar putea să spună, domne, nu știu, dar o să mă interesez și ora viitoare, mă rog, poate ai răspunsul. Dar în același timp și cum ne raportăm la manuale, la cursuri studențești, nu? Ca și cum cunoașterea ar fi fost epuizată. S-a terminat, nu mai e nimic de făcut, trebuie să memorăm ce este acolo, nu mai putem fi creativi în domeniul respectiv, ce să mai facem? Aici sunt iarăși multe de spus. Unu, cunoașterea niciodată terminată. Asta este un întreg demers și cunoașterea e dinamică, e fluidă. Și aici sunt, de exemplu, cu privire la cunoașterea științifică, sunt două perspective mari pe care în istoria și filozofia științei oamenii le discută. Este perspectiva lui Popper, care spune că cunoașterea este cumulativă, dar că niciodată nu vom atinge adevărul absolut și că noi mergem din eroare în eroare, dar ne îmbunătățim cunoașterea pentru că testăm, validăm sau invalidăm niște ipoteze. Și e cunoașterea și aceasta se leagă cel mai bine de ce spuneai cu manualele, e tipul de explicație lăsată de Kuhn. De revoluția. Exact. Care spune că noi trăim în niște paradigme, iar cunoașterea ține de acea paradigmă. Și aici avem, ea devine statuară când ai manuale, când ai cursuri, când ai lucrurile închegate. Dar că la un moment dat, ea este aruncată în aer. Și atunci trece într-o nouă paradigmă. Trecerea se face printr-o revoluție. Ori, mă rog, sunt două moduri diferite de a explica mersul cunoașterii. Cu privire la manuale, ele simt, cum să spun, radiografia epistemică a unui moment. Dar în orice alt moment ulterior, lucrurile în lumea cunoașterii evoluează. Se găsesc lucruri noi, se capătă o mai bună înțelegere asupra fenomenului sau domeniului sau depinde ce prinde acel manual. Deci, și în primul rând, aici trebuie gândire critică. Deci, manualul trebuie privit și el cu rezerva respectivă. Și vă dau un exemplu. De exemplu, stadiul cunoașterii la un anumit moment era că Pământul e plat. Nu? Și asta erau puse în niște manuale. Cei care au contestat lucrul ăsta au deschis orizontul de cunoaștere către Pământul e rotund. Nu? Dar înainte, marea majoritate, cantonată fiind în această credință, în această opinie că Pământul este plat, ar fi spus, domnule, așa scrie la manual, așa ne învață profesorii noștri, așa se întâmplă lucrurile. Și vine un nebun, că de obicei așa ești. Trebuie să fii puțin trăznit, ideile exact, geniale, da. Care spune nu. Și această idee, după aceea, se adună în spatele și în susținerea ei tot felul de dovezi astronomice, geografice, lucruri de tipul ăsta, până când această ipoteză, care la un început era doar un vis al unui nebun, prinde contur și după aceea prinde consistență. Și lucrurile se schimbă. Și tot așa. Deci, haideți să privim manualele, nu zic să nu ne încredem în manuale, Dumnezeule, că sunt depozitarul cunoașterii noastre, dar să privim și manualele, și profesorii, și în genere totul, cu o mică îndoială. Și să ne îndoim de tot și de toate și să nu mestecăm tot ce, să nu înghițim tot ce ni se dă. Să mestecăm un pic intelectual, să ne gândim un pic la lucruri și să încercăm să le înțelegem cu mintea noastră.
S-ar putea ca Thomas Kuhn să fie mai de actualitate la ora actuală, e posibil, sau s-ar putea nu într-un viitor, eu știu, mai apropiat sau mai îndepărtat. Mă gândesc și la Lucian Blaga, la chestiunea cu Marele Anonim, nu? Dumnezeu care nu ne-a dotat cu facultatea de a înțelege absolutul, tocmai pentru a ne feri de un șoc existențial, nu? Și am în vedere dovezile, să zicem, din ce în ce mai concludente, privind apariția unor obiecte extraterestre pe planeta Pământ. Obiecte, nu este vorba despre ființe. Nu, o dovadă certă în acest sens ar arunca în aer filozofia, ar arunca în aer religia, ar arunca în aer știința. Nu știu dacă... Adică s-ar petrece niște lucruri deosebite. Asta, și da. Gândesc că cunoașterea filosofică aici ar avea un rol extraordinar. Eu cred că ar avea, în sensul în care ne-ar arunca în aer antropocentrismul, pentru că noi suntem centrați prin maniera noastră pe om. Și în genere omul este singura ființă din univers. Avem și religii antropomorfe în care Dumnezeu este văzut de fapt ca o proiecție a abilităților noastre omenești. În clipa în care noi am avea dovezi certe că există și astfel de civilizații extraterestre, în primul rând, eu cred că ar fi o bucurie. De ce? Pentru că n-am mai fi singuri. Deci ar fi posibilitatea întâlnirii unei alt tip de gândiri superioare și asta cred că ar fi ceva minunat. Deci eu ca filozof m-aș înscrie primul să intru în audiență și să intru în interacțiune cu astfel de ființe. Problema este bun. Te înscrii. Vrei. Cum comunici? Aici s-a tot scris, s-au făcut și filme. Ce limbaje universale avem? Omenescul din noi poate este prea omenesc. Divinul din noi poate este matematica, poate este muzica, poate este filozofia. Toate aceste lucruri grele și frumoase ale lumii din care s-ar putea să avem o șansă să discutăm, să intrăm în dialog cu cei care nu sunt ca noi. Dar ceva comun trebuie să fie. De ce? Pentru că și noi și ei locuim în același univers. Că nu-l cunoaștem, că nu știm să-l folosim cum trebuie. Mă gândesc, nu știu, la găurile acelea prin care poți să transcerzi timpul, spații și lucruri de tipul ăsta. Dar dacă am avea astfel de dovezi, am intra într-o perioadă puternică de reevaluare. Asta e clar. Așa cum ai spus, și religioasă, și filozofică, și științifică, pentru că trebuie să vedem cum au ajuns, ce tip de tehnologie au și cum sunt. Deja pe mine m-ai făcut foarte curios, deci eu aș vrea să intru într-o astfel de dialog, dacă se poate, cu o astfel de civilizație, cu o astfel de ființă. Bun, la un moment dat, în dilema vorbeai despre mai multe tipuri de îndoială. Și unul dintre tipuri care mie mi se pare esențial era îndoiala ca mirare. Adică ce se întâmplă? E clar că elevii noștri se miră din ce în ce mai puțin. Nu-și mai pun întrebările copilăriei, nu? De ce este frunza asta așa cum este? Nu se oprește copilul pe stradă, ia frunza, o analizează. De ce cad frunzele? De ce luna sus pe cer? De ce, nu? Sau cum zicea cineva, copiii când intră în școală sunt ca semnele de întrebare, iar când termină școala sunt ca virgulele pline de prejudecăți, aplatizați și așa mai departe. Deci capacitatea asta de a se mira se pierde foarte, foarte rapid în învățământul românesc. Din păcate. Și aici vorbeam, cred că în alt articol, de plictisul școlii românești. Noi avem o curiozitate internă cu care ne naștem. Și care nu e proprie doar speciei noastre. Ați văzut și animăluțele din jurul nostru sunt extrem de curioase. Și asta este șansa lor de a cunoaște Universul și de a se adapta lui. Deci, atenție, cunoașterea nu e o chestie gratuită care ne-a fost lăsată. Cunoașterea este o chestie esențială care ne ajută să ne înșurubăm în univers, să supraviețuim. Deci cu cât ești mai cunoscător, să spun așa, ești mai ar trebui să fii mai flexibil mental. Ce facem noi? Ne vin copii. În primul rând, că părerea mea este că învățământul nostru este centrat pe memorare și pe regimentare.
punem marele accent pe repetiție. Nu, să repete poezii, e foarte bine, sunt... La Botoșani chiar există un concurs, nu, cu elevii trebuie să recite Luceafărul cap-coadă. Foarte bine. Totuși, foarte bine, dar n-ar mai fi un concurs și mai interesant să avem pe cineva care scrie o poezie de tip Luceafărul? Sau să vină cu o altă categorie poetică, cu ceva creativ. Că noi, omorându-le mirarea și înregimentându-i, de ce înregimentăm ca părinți și ca profesori, ca societate? Pentru că sunt mai ușor de... nu aș spune de manipulat, dar să spunem de gestionat, nu? Pentru că oamenii înregimentați sunt mai cuminți. Nu avem vorba asta? Mai vezi pe cineva că face chestia asta? Păi cu asta noi am zdrobit autenticitatea. Nu? Sau vorba noastră care e absolut românească. Stai cu minte. Păi acel stai cu minte, în care apare și cu minte, adică dacă ai minte, stai acolo, că altfel s-ar putea să fie tot felul de repercursiuni, omoară căutarea. Omoară inventivitatea. Omoară creativitatea. Noi vrem să fim un popor inovativ, înregimentat? Nu merge. E o contradicție în termeni. Trebuie să lași copiii... Bun, acum nu trebuie să nu fiu înțeles greșit. Nu trebuie să-i lași să se urce în cap. Dar trebuie să le hrănești curiozitatea. Și cel mai ușor este să îi faci să se joace. E cel mai la îndemână. Și jocul este o chestie fundamentală nouă. Este și o carte în care Homo Ludens. În loc de Homo Sapiens avem Homo Ludens. Jocurile sunt ceva crucial pe care noi le pierdem. Și care credem că jocurile sunt doar pentru copilărie. Știți? E acea abordare de tipul măicuței de la sat care spune eu nu mai învăț maica acum. Eu am învățat la vremea mea. Nu! Greșit! Înveți o viață întreagă. Când eram în Canada, în campus, vedeam plutoane de bărbați, femei, 70-80 de ani, care alergau și mă impresionau fantastic. Eu nu mă puteam ține după ei, fizic. Deci aveau o vitalitate. Aveam în clasă la facultate, cam în fiecare clasă, erau doi oameni care ieșiseră la pensie. Și ei veneau să mai facă o dată universitate. Asta înseamnă o abordare. Da, Canada e un caz special. Este țara cu proporția de cei mai mulți diplomați în sensul că au diplomă de studii superioare din lume. Peste 50%. Deci au o dorință de cunoaștere și asta se transpune după aceea într-o societate modernă, într-o adaptabilitate mult mai mare, într-o, dacă vreți să vorbim în termenii aceștia, forță de muncă calificată, lucruri de tipul ăsta. Dacă îi regimentăm, ce avem? Avem mase de manevre ușor de manipulat. Atât. Am procedat bine sau am procedat rău? De pildă, vorbeai despre memorat. Fetița mea fiind clasa 5-a, cred că pentru prima oară a venit acum vreo 2-3 săptămâni la mine și hai să mă ajut să învăț la istorie. Prima oară când a apelat la mine. Și când m-am uitat, avea de învățat Grecia Antică, Ionieni, Dorieni, etc., etc., etc. M-am uitat, zic, băi, Maria, eu n-aș învăța așa ceva. Și tipul acela, nici eu nu învăț. Foarte bine. Mi s-a părut absolut aiut. Da, și am fost corigent la geografie. Istoria mi-era mai la îndemână, mai puțin data de, parte de memorare. Date, oameni, și acum am probleme. În schimb, data, partea de interpretare îmi plăcea și atunci câștigam pe partea aceasta. La geografie, la fel. Bun, eu nu zic că nu e important să înveți toate lucrurile astea. Dar dacă le înveți într-o manieră statică, plictisitoare, nu faci decât să te îndepărtezi de școală și cunoaștere. Deci tu dacă te duci și spui, ca profesor de istorie, spun... Vă dau trei liste de date și oameni și domnitori și ce-o fi, vă rog să le învățați. Întreb care este rostul acestei demers. Pur și simplu, care este rostul? Dacă mă duc și le fac o lecție vie, care are, transpun ceva, Revoluția franceză, într-o piesă de teatru, sau fac un proiect cu ei, sau îi pun pe ei să descopere, vă asigur că vor asimila acele date într-un mod natural.
Și le rețin pentru că intră în, eu știu, într-o procesul metabolic cognitiv al lor. Dar, în schimb, dacă doar le pun așa, nu fac decât să îi îndepărtez de școală și de cunoaștere. Că eu să înțeleagă că școala și cunoașterea este despre memorare de date, de fluvii, de dinastii și lucruri de tipul ăsta. Și asta este îngrozitor. Trebuie să adaug ceva, că poate și profesoara de istoria lui Maria va urmări emisiunea. Maria are o profesoară de istorie excepțională la Colegiul Maiorescu, ceea ce zic eu apărea în manual, acolo într-o pătrățică, cu ce trebuia reținut. În sfârșit, profesoara este deosebită. Fiindcă vorbim de profesori deosebiți și profesori mai puțin deosebiți, știți tu foarte bine, nu, că foarte mulți dintre profesori sunt absolvenți, scriești undeva în anumite facultăți particulare, de aici apar tot felul de probleme și așa mai departe. Hai să trecem peste asta totuși, să nu fim critici, critici în alt mod, nu? Așa? Cineva spunea la un moment dat, cu referire la pandemie, la digitalizare, la învățământul online, că viitorul a venit prea rapid și ne-a surprins nepregătiți, nu? Iată că unii sunt foarte pregătiți totuși. Adică foarte pregătiți sunt antivacciniștii, foarte pregătiți sunt cei care abordează și difuzează teoria ale conspirațiilor, nu? Care prind extraordinar de ușor. Se pare că oamenii de știință nu mai au niciun cuvânt de spus. N-aș fi așa categoric cu oameni de știință, n-am niciun cuvânt de spus. N-au un cuvânt de spus în sensul că nu mai sunt luați în considerare ca o instanță de către ceilalți. În acest sens. Aici, uitându-ne la societatea noastră, sunt mai multe lucruri. Gândiți-vă și de unde venim. Și la noi au prins lucrurile astea pe fondul unei educații precare și pe fondul comunismului. O educație precară îmi oferă acces minimal la gândire critică, la cunoștințe științifice, la lucruri de tipul acesta, iar moștenirea comunistă se transpune într-o încredere limitată în instituții. Să ne aducem aminte că atunci era, cum se spune, spor național, minciuna și dublu discurs. Nu? Noi raportam tone întregi de cereale pe care le-am cules de pe meleagurile patriei și, de fapt, noi muream de foame și stăteam la cozi. Nu? Că n-aveam pâine. Și atunci oamenii au rămas cu impresia aceasta că statul ne minte. În clipa în care ai această supă, nu? De ignoranță și de moștenire comunistă, cum e în cazul nostru, da, și aici sunt studii foarte interesante, pur și simplu de sociologie a cunoașterii. Persoanele care cred cel mai mult în teoriile conspirației sunt mai degrabă în vârstă, și asta ar fi explicată de această moștenire comunistă, și mai degrabă nu cu studii minime. Deci, ei au terminat liceul și uneori chiar și o facultate. Dar e tipul de educație precară de care vă spuneam. Adică mai mult le răsucește mințile decât să le așeze. Oamenii ceilalți care au educație minimală au o așezare în lume mult mai clară. Cu Dumnezeu, cu primarul, cu și de obicei sunt de la țară, cu șeful de post. Au niște rituri clare care cumva s-au pierdut prin trecerea de la sat la oraș. Deci sunt mai bine stabilizați și pe ei nu prea poți să-i duci, să-i seduci cu aceste teorii. Nu? Că dacă facem vaccin, ne implantează antene și suntem controlați de statul mondial și lucruri de tipul ăsta. Și atunci cei mai vulnerabili sunt, exact v-am spus, oamenii mai degrabă mai în vârstă și mai degrabă care au această educație primară. Sau cei care au probleme, nu sunt în regulă cu ei înșiși. Asta e o altă categorie, pentru că bun, nu vreau acum să demonizez și sunt teorii ale conspirației care s-au adeverit. Ce e o teorie a conspirației? Este un în definitiv, dacă vreți, este o explicație filozofică. Pentru că tu ai o înțelegere a Universului într-un anumit fel. Ce o desparte de o filozofie sau de o metodologie sau de o religie este faptul că nu ai dovezi de niciun fel. Și cei care vin să-ți aducă dovezi, tu nu-i vezi decât
parte aceeași conspirații, că vor să, să te convingă că nu există un stat paralel, de exemplu. Sau că masonii conduc totul. Sau că mai știu eu ce grozăvii se întâmplă în lume. De obicei este că există o dedublare a ceea ce vedem și că sunt niște oameni în spatele nostru, Soros, Bill Gates, care controlează tot. Care sunt dovezile? Nu contează că noi știm. Și asta este partea foarte interesantă la cei care susțin teoriile conspirației, că ei au nevoie de cunoaștere și se stabilizează în astfel de credințe, în definitiv. Că ele sunt niște credințe care nu sunt așezate cognitiv pe baza unor dovezi. Adică nu crezi că există dovezi, ci crezi pentru că ești într-o bulă epistemică în care te autovalidezi cu ceilalți. Și ei se adună, răspândirea mass mediei din social media nu face decât să amplifice lucrurile astea. Sunt acele bubbles, cum se numesc. Adică ne adunăm trei oameni care credem în, că masonii conduc lumea și ne autovalidăm reciproc. Și noi eliminăm pe ceilalți și stăm închiși cognitiv, vorbind și epistemic, doar în aceste credințe. Și ne bucurăm acolo de micul nostru univers. Asta se întâmplă și aici. Deci, pe de o parte ai o lipsă de încredere în știință, nu? Ai tot, și mai este o chestie specifică societății noastre. Specialiștii buni la toate. Pe mine lucrul ăsta mă îngrozește. Adică cum aceiași oameni tu îi întrebi și de mecanică cuantică, și de medicină, și de filozofie politică. Nu există astfel de competențe sau foarte, foarte rar. Astfel de oameni care să fie competenți pe toate aceste domenii. Ori, haideți să dăm cezarului ce al cezarului. Haideți să dăm specialiștilor ce al specialiștilor. Bun, argumentul contra o să fie, păi ia uite, că sunt trei medici care sunt actii vacciniști, nu? Da, sunt trei medici din 3 milioane. Adică, asta nu-mi spune nimic. Hai să vedem ce fac ceilalți. S-au vaccinat? Susțin vaccinarea? Da, bun. Sunt ei specialiștii? Sunt epidemiologii specialiștii? Sunt virusologii specialiștii? Hai să mergem pe mâna lor. E ca și cum am face astronomie cu Badea Cârțan. Că el a studiat cerul din Fragedă Pruncie și știe mai bine care sunt planetele și teoriile și legile care le guvernează. Nu e așa. Avem specialiști. Deci societatea noastră a evoluat foarte mult și există specialiști și haide să ne încredințăm lor bucățica aceasta. Da, nu așa înseamnă că, Doamne ferește, să pun semnul întrebării evoluția societății românești a economiei. Chiar citeam, apropo de chestiunea asta, că în 90 aveam PIB-ul de 5200 de euro, în euro, cum ar fi acum, pe cap de locuitor, la ora actuală avem 12.500. Am întrecut Rusia în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. Am întrecut Grecia în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. În Balcan avem PIB-ul cel mai mare. Adică, până la urmă, România a progresat enorm, începând din 90 și până în ziua de astăzi. Deci nu... Asta nu pune nimeni sub semnul. Adică sunt foarte mulți, totuși... n-am reușit să văruim ce s-a făcut și așa mai departe. Deci e clar că cei care sunt adepții teoriei certitudini au nevoie de teoriei conspirației, au nevoie de certitudini, cum spune el. Nu? Da. Nu poate să treacă. Bun, asta e o nevoie pe care o înțeleg. Toți avem nevoie de certitudini. Problema este cui ne încredințăm. Pentru că noi acolo, cognitiv, ne lăsăm în brațele a ceva, a unei idei, a unei teorii, a unui concept. Lucrul ăsta se întâmplă în religie, nu? Chiar și în filozofie, chiar și în știință. Dar trebuie să vezi în brațele cui te lași. Teoriile astea sunt foarte seducătoare. Unul, epistemic, aia au acces numai inițiați. Deci îți dă un sentiment de putere. Noi știm. Restul sunt ignoranți. Noi suntem cei care suntem depozitarii unor adevăruri străvechi. Ceilalți nu înțeleg. Deci, bang, ești acolo, ești printre cei cunoscători. Doi, e spiritul acesta care spuneam de castă. Nu e singur.
Pentru că cam în nicio teorie a conspirației nu e susținută de cineva. Poate la început, dar imediat apar adepții. Deci știi, nu e singur și îți oferă un lucru fundamental. Îți oferă o înțelegere simplă a Universului. Tu ai o cheie. Și gata. Tu ești în regulă atunci. Nu? De ce ni se întâmplă toate lucrurile astea? Păi e Soros de vină. Nu e clar. Soros plătește pe toți. Soros răstoarnă guvernele. Soros plătește demonstranții. Nu? Și e clar. Dar nu știu de ce ne mai mirăm de lucrurile astea. Da. Apropo de certitudini, Paul Valéry parcă spunea numai stridile și neghiobia deră. Nu? Că numai ei au certitudini și încearcă nu să le impună și celor din... Din jur de astea parcă ar merge mai mult la fundamentaliști, la fanatici. Și adepții teoriei conspirației pe care putem încadra la categoria fanaticilor? Foarte interesant. Da, cumva ei sunt niște fundamentaliști epistemici. Pentru că au nevoie, o nevoie imediată de o cunoaștere, nu neapărat cunoaștere, de o înșurubare cognitivă certă în ceva. Și atunci se liniștesc. Acolo e nevoie psihologică. Pentru că aici sunt tot felul de probleme. Și atunci ei se liniștesc și rămân înșurubați așa. Și foarte greu poți să-i scoți. De ce? Pentru că înșurubarea lor e irațională. În fața iraționalului foarte greu merg argumentele raționale. Că tot vorbeam. Adică dacă vii și le vorbești de argumente pro și contra, gândire critică, ei nu, sunt acolo. Ei sunt, cum mai spune eu, o sectă epistemică. Greu de dislocat. Și greu de combătut. Și să nu... Eu am spus statistic cam ce oameni aderă. Dar eu am coleg care a fost coleg de grupă cu mine la filozofie și acum e un foarte puternic antivaccinist. Deci sunt de peste tot. Problema este că abordarea nu mai este rațională. Adică nu mai putem să stăm, să venim cu argumente și să dăm, repet, cezarului ceea cezarului. Vaccinurile sunt și ne-au fost date de către știință. Și marchează, indubitabil, un progres al științei. De ce să nu vorbim cu oamenii de știință despre ele? Nu? Despre mașini, cred că trebuie să vorbim cu ingineri, cu mecanici, cu oamenii care le înțeleg. Despre vaccinul, de ce să nu vorbim cu doctori, cu epidemiologi, cu virusologi? Întreb și eu, de ce trebuie să vorbim cu tot felul de vedete care doar dau bine pe sticlă și au 7000 de adoratori pe Facebook și atunci să le dau credit să-mi spună ce este cu vaccinurile? Îmi pare rău. Nu ei sunt specialiști. În zona mea, nu ei validează aceste lucruri. Și asta ar trebui să facem lucrul ăsta, cred și prin educație. Pentru că educația este cea care ne-ar feri de astfel de derapaje. Derapajele astea poate să se întâmple și la nivel personal, în viață, și la nivel colectiv. Important este să nu fie masive. E, uitați-vă acum, dacă noi avem o rată foarte mare de oameni care nu cred în puterea vaccinului, lucrurile astea nu va face decât să prelungească pandemia. Și să ne țină în această stare de imponderabilitate socială în care nu știm bine ce se întâmplă, nu avem predictibilitate, economia este semi-blocată, școala este suspendată în online. Și asta pentru că nu credem în știință și că nu înaintăm pur și simplu cu vaccinarea. Este un fapt atât de simplu. Încă aud, asta mi se pare genial, încă aud argumente de tipul, nu știu, mai aștept un pic să văd ce se întâmplă. Dumnezeule, în Europa s-au vaccinat 80 de milioane. Deci aștepți lucrul ăsta științific vorbind, ca tu să vezi ce reacții poate să fie. Păi dacă deja doar în Europa avem 80 de milioane, baza statistică de colectare a datelor e imensă. La niciun alt vaccin n-ai mai avut parte în faza de pretestare de așa ceva. Deci lucrurile sunt care sunt. Bun, sunt iarăși, sunt efecte adverse. Poate să fie efecte adverse, bineînțeles. Și eu m-am gândit înainte de a mă duce la vaccin ce se întâmplă. Eu sunt pe un fond alergic foarte puternic. Și în primul rând mi-am consultat alergologul. Și l-am întrebat să-l fac? Da. Să fac Pfizer, să fac
Moderna, să fac celelalte, oricare, fel. Bun. După ce a fost, după această validare a specialistului, m-am întrebat. Există riscuri? Oricum ai lua-o. Este ca o alegere, nu? Dacă aleg să fac vaccinul, posibil să am efecte secundare, pe care nimeni nu poate să mi le prevadă sau să-mi garanteze că nu voi avea. Dacă fac boala, pot să fiu foarte bine, să trec ca gâsca prin baltă, să fiu asimptomatic, să nici nu știu. Sau foarte bine pot să am o formă gravă care poate să ducă până la urmă și la deces. Hai să le punem în balanță. Punându-le în balanță, am zis, cred că e mai bine, rațional vorbind, să fac vaccinul. Riscurile sunt mai mici. Deci riscuri sunt și aici, și aici. Și asta este gândirea critică. O punere în balanță cu argumente pro și contra, în care trebuie să zăbovești un pic, să nu te arunci emotiv într-o decizie și să spui, ăsta este drumul pe care eu merg, pentru că aici sunt cele mai puternice argumente. Asta nu înseamnă că nu sunt argumente și de partea cealaltă. Nu, sunt argumente și de partea cealaltă. Dar da, bine, nu sunt argumentele când montează o antenă. Pe asta nu le-am luat în calcul, într-adevăr. Iar dacă chiar îmi montau o antenă, m-am dus și la rapel, ca măcar să-mi o tuneze cum trebuie. Vorbeai în un articol mai de mult, tot în dilema, despre prostie. Nu, e clar că există mai multe tipuri de prostie. Aici cine știe, poate am putea să amestecăm și prostia ca ignoranță, nu? Nu neapărat prostia ca IQ, să ai un IQ scăzut. Dar există și o prostie a oamenilor deștepți, nu? Noi din afară așa privim mediul academic, nu la modul la superlativ. Așa stau lucrurile în mediul academic? Adică... Ce să vă spun? Mediul academic nu este rupt de noi, de societate. Mă rog, fac parte din mediul academic. Suntem cu toții oameni. V-am spus, cu toții greșim. Cu toții greșim în feluri de feluri. Cu toții suntem proști din când în când. Deci, da, da, fără discuție. Și toți avem momente de prostie. Știți, m-a prostit da. X-ul. Da, da, da. Asta este. Nu un capăt de țară. E, ce este un capăt de țară este orgoliu că trebuie să fii cel mai deștept. Dar nu cel mai deștept în sensul de cel mai înțelept, cel mai învățat, cel mai atotștiutor. Nu. Și aici sunt băieții deștepți. Să mă descurc cel mai bine. Să mă fofilez. Asta este, poate, durerea. Deci, și aici avem diferența între oameni inteligenți și băieții deștepți. Șmecheri. Șmecheri. Da. Nu, șmecheri fiind cei care au pe scurtătură, nu? Care nu respectă regulile și așa mai departe, pentru a-și atinge scopurile. Exact. Văd că n-ai comentat prea mult în legătură cu... Cu prostia, pentru că sunt multe de spus și totuși nu uita că sunt filozof. Și știi vorba aia, mai bine tăceam ca să rămân filozof. Aici... Sau despre ceea ce nu se poate spune, trebuie să tăcem. Ceva de asta, exact. Mă rog, sunt multe feluri de prostie, pentru că sunt multe feluri de neprostie, de deșteptăciune. Dar nu cred că avem timpul și spațiu să le... intrăm în această taxonomie. Nu, avem oricum, am fost atenționat că mai avem vreo 4 minute sau 3 minute. Sorin Costreie, ești consilierul premierului Câțu pe probleme de educație și cercetare, nu? Ce se întâmplă cu cercetarea din România? Cercetare științifică. Cercetare științifică. Nu cred că este în cea mai bună dintre lumini adică posibile. Cezare mor, Napoleon e mor și nici cercetarea nu se simte gratis. Exact. Ceva de tipul ăsta. Adică, bun, un prim indicator este finanțarea. Când ai 0,18% din PIB, vorba unui coleg de-al meu și prieten care spunea e 0, ceva, deci tot un fel de zero. Dar asta e o problemă. Pentru că mulți tind să reducă problema cercetării științifice la problema finanțării cercetării științifice. Dar eu vă spun așa, dacă mâine noi creștem de 2, 3 ori, de 10 ori, rezultatele nu vor fi de 10 ori mai puternice. De ce? Pentru că e o problemă de mentalitate.
E o problemă de percepție publică și o problemă sistemică de cum să absorbim și să întoarcem societății acest bine. Adică cercetătorul primește finanțare și el să întoarcă idei, creativitate, inovații, invenții. Că ăsta e rostul cercetării. Indiferent de care. Că sunt cercetare, să spunem, din plaja științelor socio-umane, de care avem la fel de multă nevoie, ca cele din plaja științelor exacte, științelor pământului, ale vieții. Avem nevoie de toate. Avem nevoie și de cercetare în zona artistică, să spun, și de cercetare din zona fizicii cuantice. Și nu avem. Și nu avem și noi pierdem. Iar lucrurile astea, această tradiție, aceste colective, acest interes, sunt foarte greu. E ușor de spus, dar e ca respectul. E ușor de pierdut, dar foarte greu de câștigat. Deci e foarte greu de recâștigat, de exemplu, o tradiție în mai știu eu ce tip de fizică. Dacă oamenii aceia ți s-au dus, s-au împrăștiat ca potârnichile prin lume, e foarte greu să îi reasamblezi, să faci un institut, să faci o școală, să ai rezultate pe acel domeniu. Și din păcate asta n-a fost o prioritate, aș spune eu, nu cred că a niciunui guvern de până acum. Acum, asta vreau să spun. Asta este și sper ca lucrurile să se schimbe. Guvernare liberală înseamnă și să lași oamenii, să le dai resursele necesare și să-i lași să-și facă treaba. Asta pentru un cercetător este crucial. În primul rând să le asigurăm resursele și să-i lăsăm să facă treaba. Pentru ce sunt ei făcuți? Pentru cercetare. Dar important este să le dăm această... iar când spun resurse, nu doar resurse financiare. Oamenii, să știți că nu pleacă doar pentru că nu au salariu între ei. Pleacă că nu au laboratoare, între ei pleacă pentru că au un șef impertinent care le retează din fașă orice inițiativă, că au niște colegi care nu înțeleg și cu care nu poate să facă echipă, să facă un experiment și să scrie o lucrare, că societatea ca întreg nu înțelege și consideră un fel de friki, paria, știți, oamenii aceia, mici Einstein fără valoare. Din contră, acolo este o valoare fundamentală a noastră pe care ar trebui să o vedem și trebuie să îi încurajăm. Deci nu ne rămâne decât să fim optimiști în această direcție, nu? Multă lume așteaptă să se întâmple ceva cu PNRR-ul, fiindcă în sfârșit vin bani numai și numai pentru investiții. Bani care nu vor mai merge în altă direcție. Lucrul ăsta este incredibil, extraordinar, nu? Și să sperăm că totul va decurge. Este o șansă fantastică. Da. Și eu cred că dacă o folosim cu cap, se va vedea ceva în România și pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung. Când vorbim de educație și cercetare, vorbim mai ales pe termen lung. Vorbim de copiii noștri care, spuneai, care ei peste 15-20 de ani vor face interviuri, vor face cercetare, vor conduce această țară și noi vom fi, sperăm, liniștiți la pensie și vom avea cine să ne plătească pensie. Mulțumesc mult, Sorin Costreia. Sănătate multă, te aștept din nou cât de curând la emisiune. Noi ne revedem săptămâna viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective.